descoperire incredibilă într-o localitate din Gorj. Autoritățile sunt în alertă după ce un sicriu în care se afla o seminte a fost găsit într-o parcare. Un sicriu vechi a fost descoperit în parcarea de pe DN67, la intrarea în localitatea Lelești. Angajații de la drumuri verificau o parcare unde se aflau mai multe indicatoare rupte și aruncate pe marginea drumului. Uitându-se printre lucrurile abandonate, au descoperit și resturi dintr-un coșciug. În interior erau haine și oase. După ce au făcut această descoperire macabră, angajații au sunat la 112. La fața locului au ajuns mai mulți poliții și medici legiști.